Делегация нашей партии прибыла в Страсбург 23 апреля, чтобы рассказать Совету Европы о преступлениях захватившего Молдову олигарха Владимира Плахотнюка против местных властей. Делегация партии nostru am ajuns aici la sesiunea de primăvară a Asambleei Parlamentare a Consiliului Europei. Suntem aici aleși locali și primari, Consiliul Municipal Chișinău, Ilean Cașu, Consiliul Municipal Bălți, Elena Grețco, primarul de Râșcani, Victor Băugatico, primarul de Vulcănești, Victor Petrioglu, consilierul Raiun Alfălești, Eduard Pleșca, delegația partidului nostru cu un scop bine determinat să informăm oficialii Consiliului Europei despre presiunile la care sunt supuși zilnic aleșii locali din partea partidului de către regimul tâlhăresc și mafiot al lui Plahotniuc la Chișinău. Am avut deja câteva întâlniri, vrem să remarcăm receptivitatea cu care această instituție europeană prestigioasă discută cu noi, facem un schimb de informații și noi suntem convinși că până la urmă va fi și o reacție, pentru că lucrurile nu mai pot continua în modul în care se desfășoară în Republica Moldova. Este o instituție respectuoasă care apără drepturile omului, democrația și statul de drept și prin aceste represiuni, anume aceste valori, sunt în mare și mare pericol în regimul lui Плахотнюк. Наша партия будет напрямую информировать депутатов Совета Европы о преступлениях в сфере прав человека. Этой договоренности достигли по результатам встречи делегации нашей партии с руководителем Офиса генерального директора программ Веленой Тейлор. Ca urmare acestei întrevederi, doamna Taylor ne-a promis că va elabora o notă informativă care va fi expediată secretarului general al Consiliului Europei către Departamentul pentru Drepturile Omului, Departamentul pentru Afaceri Politice și nu în ultimul rând înaltului comisar pentru drepturile omului. Această notă informativă va fi de asemenea comunicată și grupului de ambasadori ai statelor membre a Consiliului Europei, care foarte recent au fost în Republica Moldova și liderul partidului nostru, Renato Usatăi, a avut o întrevedere cu ei pe Skype, o discuție pe Skype. Despre următoarele vizite vă vom comunica ulterior.